Să deschidem Scriptura și să citim cuvântul din cartea Apocalipsa, capitolul 2. Vom lectura cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 12. Este cuvântul care cuprinde scrisoarea adresată de către Domnul prin Apostolul Ioan bisericii din Pergam. Să ascultăm. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care învăța pe Balac să pună piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Vă rog să vă reașezați. Stimați credincioși, potrivit cuvântului Domnului, pe care îl cunoaștem, pe pământ coexistă două împărății distincte. Prima împărăție este cea a lui Dumnezeu, în care ne dorim să fim și în care, prin harul lui Dumnezeu, ne aflăm. A doua împărăție este reprezentată de sistemul acestei lumi, lumea aceasta, cum este numită în Scriptură, sau chipul veacului acestuia. Aceste două împărății sunt expresii, în primul rând, a prezenței lui Dumnezeu, Creatorul nostru, Salvatorul nostru, și apoi expresie a uneltirilor celui rău, care încearcă să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, să distrugă sufletele oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu se exprimă prin biserică. Domnul a încredințat bisericii mesajul adevărului, mesajul Evangheliei, pe care să îl vestească în mijlocul lumii, ca oamenii auzind acest cuvânt să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Între cele două sisteme, între cele două împărății, există un conflict. Conflictul acesta este un conflict vechi. Biserica se găsește în război cu lumea. Lumea se găsește în război cu biserica. Acestea două se găsesc în conflict. Nu e un conflict pe care l-a stârnit biserica, ci este un conflict pe care l-a stârnit cel rău. În biserica lui Dumnezeu suntem chemați să fim oameni ai dragostei, oameni ai păcii, însă cunoaștem că vrăjmașul sufletelor noastre caută să compromită atât iubirea, cât și pacea, cât și adevărul, ducându-i pe oameni în robie spirituală și departe de Dumnezeu. Acest conflict între bine și rău, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului, are legătură și cu viețile noastre. Are legătură și cu biserica din care faci tu parte. Are legătură și cu biserica Emanuel. E un conflict care se prelungește și în zilele noastre. Mesajul pe care l-a dat Domnul bisericii din Pergam este un mesaj relevant și pentru bisericile contemporane. Acolo, biserica din Pergam, erau oameni temători de Dumnezeu, oameni care au rezistat în fața presiunilor, oameni care n-au făcut niciun compromis
și care au fost gata să plătească cu însăși viața lor. Au fost martiri, credința în Domnul Iisus. Pe de altă parte, în aceeași biserică, s-au găsit oameni slabi, oameni îndoielnici, ușor de ademenit, de prinși în curse, și care au găsit o cale a compromisului ca să supraviețuiască într-o lume care și așa nu le-a spus bun venit. În biserica din Pergam găsim acest amestec între oameni temători de Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu și credincioși Domnului până la moarte și oameni ușori în credință, cu gânduri amestecate, cu inimă împărțită, cu gândire împărțită și cu caracter îndoielnic. Cred că am putea să spunem, descrind biserica din Pergam, am putea să spunem că este biserica amestecului. În această dimineață împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Pergam, biserica amestecului. Suntem liberi să schimbăm numele Pergam, numele tău, dacă ți se potrivește, sau cu numele bisericii tale, dacă se potrivește. Pergam, biserica amestecului. Trecând peste informații, de altfel relevante, legate de orașul Pergam, de împrejurările în care s-a găsit biserica în acest oraș, un oraș vechi, un oraș bogat, un oraș care era un puternic centru comercial, dar și un puternic centru religios. În Pergam citim că era scaunul de domnie al satanei, așa a spus Domnul. Știu că locuiești acolo unde este scaunul de domnie al satanei, acolo unde locuiește satana. Niciunei biserici nu i s-a spus că ea e cu rezidență într-o cetate, într-un oraș, cu o asemenea încărcătură spirituală demonică. Probabil că este făcută trimitere aici, la idolatria, care are expresii aparte în Pergam. În Pergam, spre exemplu, pe înălțime se găsea templul lui Zeus și acolo era un tron, un tron mare, care reprezenta pe Zeus, închinat lui Zeus. Foarte bine, putem să avem în vedere aici templul dedicat împăratului Romei. În Pergam exista un asemenea templu, un scaun rezervat împăratului și acolo împăratul era considerat Dumnezeu. Și de asemenea un sanctuar al zeului vindecării, Asclepios, reprezentat prin șarpe. Intrăm în farmacie, o să vedeți cupa aceea cu un șarpe, așa, simbolul farmaciei, de acolo se trage, de la zeul vindecării, Asclepios. Idolatrie multă, țesută cu interese de natură economică, erau societăți, un fel de brezle profesionale, în care puteai să faci parte doar dacă subscriai zeului care proteja respectiva meserie, respectiva breaslă. Creștinii, întorcându-se la Dumnezeu, s-au distanțat de aceste practici, de acest păgânism. Distanțându-se, neparticipând la adunări, la festivaluri, la sărbători, la ritualuri, au pierdut ocazia de a face afaceri. Au pierdut contracte, contacte. S-au făcut urâți, au fost persecutați, marginalizați. Unii însă au încercat să găsească un echilibru, căutând răspuns la întrebarea ce am putea face ca să fim și în biserica creștină și în același timp să ne bucurăm și de ceea ce oferă orașul Pergam în materie de economie, în materie de relații, în materie de viață socială. Și de ei s-a născut compromisul, biserica amestecului. Dar haide să vedem mai întâi puterea bisericii din Pergam. Domnul se adresează acestei biserici surprinzând, sconțând în evidență patru calități ale acestei biserici, calități care reprezentau, făceau sens sau descriau puterea acestei biserici. Cuvântul Domnului spune, descriindu-i puterea, versetul 13,
Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Și apoi, tu ții numele meu. Această observare, această afirmație este foarte importantă. În această biserică, numele lui Iisus Hristos era ținut. Puterea bisericii era Iisus Hristos, numele Domnului Iisus Hristos. În acest nume este autoritate, în acest nume este putere. În numele lui Iisus Hristos, demonii sunt alungați. În numele lui Iisus, bolile sunt vindecate. În numele lui Iisus se primește iertarea păcatelor. În numele lui Iisus, sufletele sunt eliberate. Acest nume era puterea bisericii din Pergam. Să fie și puterea bisericii noastre și puterea sufletului tău. Apoi, cuvântul ne spune că n-ai lepădat credința mea. N-ai lepădat credința mea. Puterea bisericii consta în faptul că a păstrat mai departe credința Domnului Iisus. Despre credința Domnului găsim scris în foarte multe locuri în Sfânta Scriptură. Apocalipsa 6:12, cuvântul Domnului, 11:12 ne spune despre biruitorii fiare care l-au biruit pe cel rău prin credința Domnului Iisus. Nu o să intrăm în foarte multe detalii, să Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15, descrie împătrit în ce constă credința Domnului nostru Iisus. Vremea s-a împlinit, s-a scurtat, trăim vremurile de pe urmă, împărăția lui Dumnezeu este aproape, trăim un moment de criză, nu-i vreme de zăbovit, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta a fost credința Domnului nostru Iisus. Trăim vremea sfârșitului, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă de păcatele voastre și credeți în Evanghelie. Credința Domnului este însăși revelația Sfintei Scripturii. Și atunci am putea spune că tăria bisericii din Pergam a constat în primul rând în numele lui Iisus Hristos și în al doilea rând în cuvântul Evangheliei, în cuvântul Scripturii. Fie ca Scriptura să fie și tăria bisericii noastre, tăria sufletului tău. Versetul 17 aduce în atenția noastră pe Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care reprezintă tăria bisericii din Pergam. Iată ce zice bisericilor Duhul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Duhul Sfânt este tăria bisericii. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, am pieri. Vorba apostolului Ioan, cel care locuiește în voi este mai mare decât cel care locuiește în lume. Biserica a primit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este tăria bisericii. Acest Duh al lui Dumnezeu era prezent în biserica din Pergam. Și încă un lucru foarte frumos și încurajator. Antipa, martorul meu credincios. Tăria bisericii consta în faptul că în mijlocul ei se găseau oameni demni, modele veritabile, slujitori ai lui Dumnezeu plini de credință, oameni maturi în Hristos, oameni care n-au cedat în fața presiunilor compromisului, oameni care nu s-au lăsat amăgiți de soluțiile de amestec propuse de lume. N-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Omul acela plătise preț de martir. Tăria bisericii constă în prezența unor asemenea oameni, bărbați sau femei. Oameni cu frică de Dumnezeu, oameni integri, oameni de caracter, oameni de jertfă. Repere morale, repere spirituale. Asemenea, oameni nu neapărat se remarcă printr-o slujbă publică. Poate că nu predică niciodată, nu cântă în față niciodată și nu sunt cunoscuți cu numele multora. Dar oamenii aceia sunt acolo și stau în spărtură.
Ei sunt tăria bisericii. Oameni care au căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Când ei se roagă, Dumnezeu îi ascultă. Când ei vorbesc, cei din jurul lor iau aminte. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Emanuel cu asemenea oameni. Ești un asemenea om? Tăria bisericii din Pergam consta în aceste patru elemente distincte. Numele lui Iisus Hristos, cuvântul lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt și oameni integri, oameni credincioși. Acum că am văzut în ce constă tăria acestei biserici, haideți să observăm în al doilea rând slăbiciunea bisericii din Pergam. Din nefericire exista o mare slăbiciune. Slăbiciunea aceasta consta în amestec. O parte a membrilor bisericii, o parte semnificativă a bisericii, era înfășurată de o gândire, de o înțelegere care a făcut spațiu amestecului între lume și biserică, între cele necurate și cele sfinte, între minciune și adevăr, între verticalitate și compromis. Problema consta tocmai în acest amestec. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo, da, versetul 14, uitați cum, dar am ceva împotriva ta. Să spună Domnul, ții numele meu, ții credința mea, Duhul meu e acolo, ai oameni veritabili, autentici, dar am ceva împotriva ta. Vă rog să ne uităm la această parte de cuvânt, nu doar ca la un mesaj adresat bisericii din Pergam, ci ca la un mesaj pe care Dumnezeu ți l-a adresat ție. Dacă s-ar uita la tine așa Domnul și ar zice, am ceva împotriva ta, care ar fi acel ceva identificat de conștiința ta? Sigur, cuvântul lui Dumnezeu nu este neclar. Adresarea este cât se poate de concretă, de particulară. Tu ai acolo niște oameni și era vorba de membri din biserică. Nu e vorba de cetățenii orașului Pergam. Nu e vorba de oamenii de lume, de închinătorii de la templele păgâne. Era vorba de oamenii bisericii, membrii bisericii. Ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care învăța pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din rucile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Vechiul Testament ne spune despre Balaam și despre acest episod invocat aici. După ce Balac l-a chemat în repetate rânduri pe Balaam să blesteme pe poporul Israel, în final Balaam s-a dus să blesteme pe poporul Israel. Însă Dumnezeu n-a permis să rostească cuvinte de blestem, ci dimpotrivă să rostească cuvinte de binecuvântare. Balac s-a supărat foarte tare, te-am chemat să blesteme acest popor și tu l-ai binecuvântat. N-a putut acel profet, mai târziu cunoscut sub numele de vrăjitor, să facă ceva peste binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu s-a putut pune nici cum împotriva lui Dumnezeu și nimeni nu se poate. Dar în răutatea inimii lui a găsit o soluție. S-a apropiat de Balac și i-a dat o învățătură. Și iată ce se face. Fă sărbători. Cheamă la sărbători și pe evrei. Cheamă-le feciorii, cheamă-le fetele, omeniții, vorbiți-le frumos, băgați-i în seamă, împrieteniți-vă cu ei, primiți-i în casele voastre, dați-le să mănânce la mesele voastre, faceți-le daruri, faceți-i să fie importanți în ochii lor, convingeți-i să se însoare cu fetele voastre, să se mărite
feciorii voștri. Amestecați-vă. Provocați-i să se închine dumnezeilor voștri, prieteni buni cu voi fiind. N-aveți nicio cale să câștigați război împotriva lor. N-aveți nicio soluție să le rezistați. De partea lor este Dumnezeu. Balac, dacă vrei război cu oamenii ăștia, ține minte, ai pierdut. Singurul fel în care îi poți câștiga este să-i compromiți. Și compromițându-i, să-i pui rău cu Dumnezeul lor. Și apoi Dumnezeul lor va rezolva problema cu ei. Asta a fost învățătura lui Balaam. Atentează discret sănătatea morală, spirituală a acelui popor, infiltrează-l, strică-l pe dinăuntru, amestecă învățătura, etica, trăirea, slăbește-l, punând rău în el, gândire rea în el, păcat în sânul lui. Fă-l să comită adulter. Era vorba de idolatrie, este o metaforă a idolatriei, dar poate fi vorba și de adulter fizic, porunca să nu prea curvești. Asta a fost problema. Într-o biserică în care un om, Antipa, martorul meu credincios, a ales să plătească cu viața, s-au găsit unii care, cărora li s-a părut potrivit și rezonabil să intre într-un joc al compromisului cu Pergam, cu brăslele de meserii, cu idolatria, să participe la festivaluri, la ritualuri, să meargă în temple, să fie parte a sărbătorilor lor, cu obiectivul de a lega relații. Și aceste relații să se concretizeze în contracte, în locuri de muncă, în bani și în final în viață liniștită. Doar că acest compromis a fost urât înaintea lui Dumnezeu. Asta a fost slăbiciunea bisericii din Pergam. Dacă e să vorbim de slăbiciunea bisericii contemporane și de felul în care amestecul găsește expresie în viața bisericii contemporane, lucrurile aici sunt complexe. Și cu atât sunt mai complexe, cu cât în țară, în România, nu trăim într-o civilizație păgână similară celei din Pergam. Acolo se știa aceștia sunt creștini și aceștia se țin de Asclepios, de Zeus, de Hera, de Afrodita. Aceștia merg la biserică, ceilalți la templu păgân. Separarea se vedea. Problema e mai complexă în zilele noastre cu cât, iată-ne în mijlocul unei civilizații creștine. Dacă îi întreb ce sunteți, creștini suntem. Credeți în Dumnezeu? Da. Și despre înviere ce credeți? Va fi reîncarnare. Asta spun creștinii. Ce credeți despre păcat? Intrați în vorbă cu oamenii și o să observați cât sincretism, cât amestec. Acele căi curate a lui Dumnezeu, porunci clare revelate în Sfânta Scriptură, sunt date la o parte și în loc sunt așezate interese descrise prin inimă împărțită, amestec. Când asemenea oameni se găsesc în sânul comunității de credință, sunt în stare să imite tot ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu, se repete, ca apoi cameleonic să se adapteze perfect pe viață de lume. Ei sunt bineveniți și la petreceri și la discotecă, știu să facă și chefuri, n-au nicio reținere. La biserică, dacă se zice e păcat să bei alcool, ei spun amin. Cu prietenii lor de serviciu sau colegi de școală, n-au nicio reținere să bea împreună cu ei. De dragul acceptării în acel anturaj care nu aparține poporului lui Dumnezeu. Amestec. Superficialitate în închinare, morală neclară, duplicitate.
Și dacă ar fi să descriem realități care ne caracterizează, deci aici mai e o problemă. În comunitatea noastră oamenii sunt de două feluri. Sunt oameni care vin la biserică foarte des. Și aceia sunteți dumneavoastră. Și apoi oameni care vin la biserică mai rar. Probabil că au fost înfășurați mai de mult de tot felul de fire care a târât în această zonă de amestec. Dacă la recensământ sunt întrebați ce sunt, ce identitate religioasă au, se declară clincioși pentecostali cu gândul la Biserica Emanuel, fără ezitare. Unii nici nu s-au botezat încă, copiii de dumneavoastră. Știți ce se declară la recensământ? Pentecostali. Ei nu s-au botezat. Sau dacă s-au botezat, nu-L mai iubesc pe Domnul Iisus. Nu se identifică nici cu religii păgâne zicând sunt musulman. Nici cu confesiuni, alte confesiuni creștine, că nu pot să spună sunt baptist sau catolic. Și nu aș vă spune sunt pentecostal. Dar asta este o categorie. Există o categorie, noi cei care venim aici la biserică mai des. Știați că amestecul ne poate și pe noi cuprinde? Aducem cu noi gândire de lume, valori de lume. Putem lăsa viața noastră influențată de aceste înțelegeri, ca apoi caracterul să ne fie deformat și să ajungem să iubim ce urăște Dumnezeu și să trăim ce urăște Dumnezeu. Compromis, amestec. Voia lui Dumnezeu este să ne pocăim. Și această chemare la pocăință, în al treilea rând, a fost mesajul pentru biserica din Pergam, versetul 16. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Pocăiește-te, dar. O biserică în care Dumnezeu regăsește putere. Numele meu, cuvântul meu, Duhul meu și oameni integri. Dar și slăbiciune. Compromis, amestec, învățătură falsă. Oameni care reprezentau aceste învățături, înțelegeri. Și când intrăm în dialog unii cu alții, constatăm aceste lucruri. Cu atât mai mult, stimați credincioși, cu cât trăim vremuri în care informația este accesibilă. Foarte ușor accesibilă. E suficient să deschizi o pagină de internet, o aplicație și să asculți. Unii dintre cei care veniți des la biserică, uite, noi avem oameni care formal se numesc membri în biserică și care în viața lor odată n-a intrat pe YouTube-ul bisericii. De când îți botezați, n-au ascultat o predică online. N-au timp de așa ceva. Ei sunt oameni ocupați. Dar mulți frați și surori care îl iubesc pe Domnul, au deschis telefonul în momentul de pauză sau dacă serviciilor le permite, poate șofer fiind sau ce știu ce muncă, într-una merg predici și cântări. Și oamenii spun, fac voia lui Dumnezeu, caut pe Dumnezeu. Și nu știi ce-ți vine pe masă, ce teologie ți se propovăduiește, ce predicator îți vorbește, ce învățătură înghiți. Și numai te miri, intrând în vorbă cu unii cu alții. Botezul cu Duhul Sfânt, nu mai trebuie vorbire în limbi. Dar nu unde știi, m-a auzit eu de la un frate. Bravo! Nu-i păcat să bei alcool. Dar de unde știi? A zis un predicator și ne-a arătat din Biblie. Super, putem membru acolo atunci. Divorțul nu e păcat. Relații sexuale premaritale, justificate de iubire, sunt acceptate din punct de vedere moral. Dar de unde ai aflat? Spus mie un predicator. Am citit eu într-o carte. Masturbarea nu e păcat. E descătușare. De unde știi?
un consilier creștin, spus. Și uite așa, amestecul. Cuvântul Domnului spune, pocăiește-te, vino la cuvânt, vino la numele lui Iisus, rămâi în învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu, că altfel este anunțată o judecată. În ultimul rând, Domnul anunță judecata și răsplata. Voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Iată cel ce are sabia ascuțită cu două tăiușuri. Este vorba de cuvânt. El separă, separă în dreapta, separă în stânga, separă adevărul de minciună, autenticul de fals. Mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Țineți minte. Avem două variante. Prima variantă este să ne trezim de bunăvoie. Și de bunăvoie să trecem cu totul de partea Domnului nostru Iisus, rămânând în cuvântul Lui. Înfruntând din proprie inițiativă amestecul care s-a strecurat în propriile noastre inimi. Opțiunea a doua este să amânăm și într-o zi Domnul va face separarea. Dar când o va face, o va face cum a zis, mă voi război. Este vorba de pedeapsă. Pe de altă parte, pentru cei care aleg să rămână lângă Dumnezeu, pentru cei care decid să se pocăiască, este anunțată o răsplată. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mană ascunsă. În Pergam erau lipsuri între creștini. Pe fondul persecuțiilor, averile au fost confiscate, oamenii au fost concediați de la locurile lor de muncă, vechi contracte prospere au fost rupte pentru că frații nu s-au mai dus la festivaluri și n-au mai făcut compromis, dedicând zeităților munca lor. Și din cauza asta au pierdut. Domnul a zis, celui ce va birui voi da o mană. Trimitere la felul supranatural în care a fost rănit poporul Israel în pustiu. Eu, Domnul, vă voi purta grijă de pâinea cea de toate zilele. Nu trebuie să vă compromiteți mâncând pâinea lumii. Nu trebuie să vă vindeți pe lucruri mărunte. Eu voi avea grijă, vă voi da mană ascunsă. Dumnezeu va purta grijă, slăbit să fie în numele Lui. Apoi să spună, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou. E greu de interpretat ce reprezintă această piatră albă. Sunt variante și variante. Una care mi se pare mai aproape este un vechi obicei roman de a răsplăti pe cei care biruie, pe soldații, pe legionarii care terminau cu bine armata, reușeau să supraviețuiască stagiului, războaielor lungi, pucau să ajungă la vârsta pensionării, deveneau veterani. Acești veterani erau răsplătiți de împărat cu o piatră albă. Și piatra aceea, pe ea erau niște înscrisuri. Cu piatra aceea aveau acces oriunde pe cheltuiala împăratului. Transport gratuit, cazare gratuită, mâncare gratuită, sprijin pe cheltuiala împăratului. Probabil că este trimitere la acest obicei. Fiți credincioși și eu voi avea grijă de voi, zice Domnul. Vă voi răsplăti. Vă voi proteja. Ne apropiem de cina Domnului. Masa aceasta este un prilej de cercetare pentru noi înșine. Cuvântul Domnului spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Cum e inima ta? În biserica din Pergam, în unele inimi, chiar dacă oamenii aceia se considerau creștini, totuși erau tolerate lucruri rele. Învățătura lui Balam, învățătura nicolaiților pe care o urăsc, e vorba de acest compromis lumesc în gândire și în trăire. Gândiți-vă la viețile dumneavoastră, la familia dumneavoastră și rugăciunea care ne stă înainte să venim înaintea lui Dumnezeu, rededicându-ne Domnului. Iisus Hristos a murit pentru noi. El este Salvatorul nostru.
Această masă este pusă în fața noastră nu ca să sublinieze despărțirea dintre tine și Dumnezeu, ci ca să sublinieze că ești aproape de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Masa aceasta nu este înfățișată aici între noi ca să arate că tu nu ești bine, ci este pusă aici ca să-ți arate o cale. Cum poți să devii bine? Prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În adunarea noastră venea într-o vreme o doamnă, ani de zile la biserică, ani de zile, într-un final s-a botezat, nu îi mai spun numele acum, că e aici. Dar zicea ea o vorbă. Și atâta de des am venit la biserică și parte a bisericii eram, încât mă socoteam partea bisericii, dar nu mă botezasem încă în apă. Abia când se dădea cina, îmi dădeam seama că eu sunt pe din afară. Când se zicea cina, o iau cei care s-au botezat. Și pe mine nu m-a împiedicat nimeni să mă botez. N-am vrut eu. Și trebuia să mă pun jos și să realizez că sunt de partea cealaltă. Cina aceasta nu este rânduită ca să stabilească de care parte ești, ci ca să te invite să treci de partea cea bună. Să te invite să treci de partea Domnului Iisus. Să te cheme la pocăință, să te cheme la mântuire, la stare după voia lui Dumnezeu. Primește această chemare. Este adevărat, nimeni nu se poate apropia de masa aceasta invocând merite personale, fapte proprii, succes personal. Că ai păzit legea, că te-ai rugat, că ai făcut voia lui Dumnezeu, că te-ai ferit de păcat, poate n-ai fost ispitit ca luna cealaltă. Nu înseamnă că ești mai bun luna asta. Doar că a fost o lună mai ușoară. Nu ești tu mai bun. Și dacă ai căzut, să nu spui, sunt un lepădat. Nu. Iisus n-a zis despre Petru, ești un lepădat. Ci a zis, spuneți-i și lui Petru, vreau să mă văd cu el în Galileea. Aparținem lui Dumnezeu așa cum suntem, cu biruințele și cu căderile noastre. Și la această masă suntem învățați să ne uităm că există un izvor pentru iertare, pentru nevinovăție, pentru mântuire. Este crucea din Golgota, sângele lui Iisus Hristos. Vândem să aveți credință. În Biblie scrie fiecare să se cerceteze pe sine însuși și ce mai scrie? Și dacă nu-și dă notă bună, stea jos. Nu scrie așa. Și așa, într-o stare de cercetare, proclamându-L pe Iisus Hristos ca Domn, subliniind credința în El, bizuindu-se pe jertfa Lui, pe meritele Domnului Iisus, renoind legământul, hotărârea de a sluji lui Dumnezeu, să mănânce în pâinea aceasta. Prin credință, nu prin merit. Dumnezeu să fie cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm în rugăciune. Fiecare să se cerceteze pe sine și efectul, rezultatul acestei cercetări să fie înălțarea lui Iisus Hristos. O cercetare de sine care se oprește la vinovăție nu îl onorează pe Dumnezeu. O cercetare de sine care vede vina și pe care o aduce la cruce și îl înalță pe Iisus ca salvator, ca mântuitor, aceea este demnă de Dumnezeu. Și asta să fie cercetarea noastră. Să ne rugăm cu toții.